Îmi displăcea că era mereu încruntat, spunea închide ușa, că totuși eu vreau să mă uit la filmul ăsta. Sau își punea căștile ca să asculte muzica care îi trebuia lui. Și la un moment dat zic, hai să stau și eu să văd serialul. A fost atât de bucuros, încerca să-mi explice din urmă și s-au dus încruntările. Bravo, bravo, Și exact. la fel, muzica a zis, uite, vezi aici tipul ăsta de nu se potrivește cu nu știu ce. Și deci a fost super fericit că i-am acceptat valorile. Bravo, bravo. Felicitări, Sanda. Hai să mai vedem, hai să mai săpăm. Multe ai rezolvat în casa mea. Anda, să spun ceva. Nu eu am rezolvat. Eu Asta e meritul zice. tău. Foarte sincer zic. Da. Meritul meu este că v-am pus informația pe masă. Dar dacă voi nu învățați și nu aplicați, e zero ce am făcut. Adică eu sunt foarte conștient că în succesul pe care voi îl aveți, am și eu partea mea, dar dacă voi nu vă faceți partea, rezultatele nu vor fi. Aici este ca atunci când mergi la un antrenor bun de fitness, când îți dă cele mai bune exerciții, are toate aparatele din lume, mă rog, el este foarte instruit și spune ce să faci și tu te uiți la el și spui, bă, dar ce bine arăți, vai, dar ce bune exerciții ai, vai, dar ce faine aparate ai și tu nu pui mâna să faci nimic. Atunci n-ai rezultate. Deci este și meritul tău că ai rezultatele astea și e foarte important să înțelegeți toți că rezultatele vin în urma aplicării, în urma acțiunii. Bun, hai Dar să ne mai numai uităm. după ce m-am înscris la program. Pentru că înainte te ascultam, dar nu prindeam Esența. esența. Ok, fine. Dacă aș putea să intru atunci când faci workshop-uri gratuite și să spun, fraților, înscrieți-vă că eu nu am reușit decât când am intrat în program. Da. Sau, de exemplu, îl criticam că zic, hai să scriem, punem lângă chiuvetă un tabel, îl lipim, să scriem de câte ori speli tu vasele și de câte ori eu. Și în momentul în care nu l-am mai criticat, și acum dimineața se trezește, bine, ne trezim amândoi, se trezește el, primul lucru spală vasele pentru că tu ne-ai învățat să-l lăudăm, să-l apreciem. Bravo, ce fain! Da, foarte, foarte frumos ceea ce ai împărtășit aici. Îți mulțumim că ai simțit Și nevoia eu să ne zici. mulțumesc enorm pentru tot.